Partidul Social Democrat a votat astăzi în Camera Deputaților inițiativa civică prin care toți cei care au la activ o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate nu mai pot candida și ocupa funcții publice până nu sunt reabilitați. Este un pas important pe care Partidul Social Democrat îl face pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în cei care ocupă funcții publice. Partidul Social Democrat și-a asumat acest rol și speră să găsească consens la nivelul întregii claselor politice pentru a reuși să schimbe fundamental relația dintre cetățeni și zona politică. Așa cum vă spuneam, susținem această inițiativă și credem că prin ea putem recâștiga încrederea cetățenilor putem începe să recâștigăm încrederea cetățenilor în oamenii care ocupă funcții publice. E adevărat de asemenea că trebuie să știe oamenii foarte clar faptul că această inițiativă presupune ca un condamnat la pedeapsă privativă de libertate, că un condamnat cu pedeapsă privativă de libertate nu poate candida până nu este reabilitat. Asta prevede această lege. E important să știe, pentru că dincolo de sintagme, de sloganuri, e important să știm exact ceea ce presupune legea. În acest moment avem această ruptură care se reflectă în capitalul scăzut de încredere în oamenii politici. Și trebuie să constatăm asta și o constatăm și în aceste zile când oamenii nu au încredere în deciziile pe care partidele le iau sau în deciziile pe care guvernul le ia. PSD-ul, Partidul Social Democrat, ca primă forță politică a României, trebuie să fie parte sau chiar vârf de lance, chiar are chiar obligația să fie chiar vârf de lance în schimbarea relației dintre cetățeni și oamenii politici. În concluzie, suntem absolut de acord ca pe lângă această inițiativă să găsim și alte mecanisme prin care să ne asigurăm că în funcții publice nu ajung oameni care au astfel de probleme, și mai mult să instituim criterii de integritate suplimentare, transparență, astfel încât cetățenii, așa cum vă spuneam mai devreme, să reînceapă, să aibă încredere în oamenii politici, în această nouă generație de oameni politici pe care încercăm să o construim. În concluzie, repet ceea ce vă spuneam la început, vom vota această inițiativă și vom susține atunci când se va organiza referendumul și adoptarea referendumului cu un vot pozitiv. Vă mulțumesc!